ușor și cu aintea de care dați dovadă. Știți cum e, domnul Curajul, când n-ai încotro... Dar știți, ați fost un adevărat, ați fost un luptător, un erou. N-aveam un erou. Decât să mă lupt. Altfel, un erou. Altfel ce rămânea scuze, ca idol. Felicitări și mă puteam, cum au spus ei. Chiar vă doream să vă văd și să vă adresez câteva cuvinte așa simple pe care le simt eu. Vă doresc succes. Și Dumnezeu să aibă grijă de noastră că sunteți extraordinari. Mersi, vă bucur. Să vă mână, doamnă. Sunt al noastră. Vreți să stai tot dragă timpul să mă fac o fotografie cu YouTube? Poate să mă dați seama cum să mă dați. Orice vreți, vă aparțin. Nu, stați liniștit că oricum. Nu, astea nu sunt. Bună dimineața! În turneul dumneavoastră electoral ați ajuns și la Giurgiu. Cam slabă prezență. Păi dar nu, stați un pic, nu înțelegeți rostul. Rostul meu e rostul meu. Rostul acestor întâlniri sunt. Cu câțiva oameni care, și sunt nu foarte mulți, care mi-au trimis plicuri cu semnături, cu liste de semnături, exact când trebuia și cât de repede au putut pe banii dânșilor. Și am zis atunci, vin să vă mulțumesc tuturor că măcar atât și eu să le mulțumesc. Asta fac. Merg și mă întâlnesc cu dânșii în oraș și în oraș. A, nu le-am contabilizat, nu, dar au fost semnificativ și de aici, sigur. Oamenii au treabă, au servicii, au, și am și spus, pe cei mai mulți am sunat la telefon înainte. În 3 zile am sunat la telefon ca să vorbesc cu cei mai mulți dintre ei și mulți mi-au zis, au servicii, au copii, au școală, au nu știu ce și așa. Deci nu e problema de asta. Eu nu vin să fac meeting-uri, nici să strâng populație. Asta, mi-am atins. De și mai ales, să vorbesc cu dumneavoastră și să vă răspund la întrebări. De ce cu aro și singura mea mașină. Uitați-vă declarația mea de avere, de câți ani o am. Mai am încă una, e adevărat. Nu e singura mea mașină, dar e mai de epocă decât asta. Numai la mine e de 35 de ani, cealaltă mașină. E un Citroen Mehari care e unic în România. Însă cu ea chiar nu cred că îi puteam să fac turul României. Asta e ok. Ajungeți în Parlamentul. Deschid ușa. Deschid ușa și intru, dacă e cazul. Dacă e cazul. Deci pe 25, nu știu. Asta chiar nu știu. N-am niciun criteriu, n-am nicio estimare, n-am cum să am. Vedem. Vedem ce răspunde societatea. Dar ce simt, aveți ce v-ați dori? Ce... Uite ce se întâmplă. Povestea asta acum, a mea, a debutat, cum o știți foarte bine, dintr-un abuz făcut asupra mea de niște instituții ale statului român, care, după părerea mea, se comportă abuziv și nu numai cu mine. Asta este tema principală. Așa a debutat totul. Așa am ajuns să candidez, că altfel n-aș fi făcut-o. Acum, dacă sunt în cursa asta, merg mai departe, nu pot să mă opresc, iar subiectul meu rămâne același, mai departe. Deci vorba de abuzuri care sunt nesfârșite din partea statului român împotriva cetățenilor săi, așa cum și cetățenii români în afară sunt de foarte multe ori abuzați de autorități ale altor state. Deci tema mea principală este aceasta. Din asta derivă tot felul de alte teme. Și evident, derivă egalitatea pe care eu o simt și am nevoie de ea între cetățeanul român și statul român, între cetățeanul român și statele Europei, să spun așa, deci Uniunea Europeană. Suntem cetățeni europeni cu drepturi egale și vreau acest lucru. Atâta. Este exact povestea mea de start. Nu e alta. Nu schimb nimic, nici statutul meu de independent și nici subiectul. Acesta rămâne. Repet, din acest subiect derivă toate posibilitățile și variantele De probleme care pot apărea. Cum caracterizați campania până acum? A cui? Campania aceasta electorală, mergând în atâta. Păi ca celelalte și din păcate ar trebui... Nu, ar trebui să ne oprim puțin după și să evaluăm puțin, să mai vorbim puțin despre lucrul ăsta, să ajung la o prostie. Umpli pereții blocurilor, copacii tot, cu tot felul de chipuri, 8 metri, e ceva de... Nu se uită nimeni la ele. Costă enorm, nu se uită nimeni la ele. Tema Uniunii Europene a rămas în planul 3-4? Da, sigur. Da, e o concurență între dânsi, sigur, dar e concurență pe afișaj. Pentru că, repet, cetățenii au început să se întoarcă cu spatele, ba chiar îi supără lucrul ăsta, așa cred eu. Mă supără și pe mine. Când văd un chip de doamnă care ne-a făcut de praf, ca să spun așa, ani de zile pe acolo, pe afară, pe la 8 metri pe 8 metri. Și zâmbind, parcă nu s-a întâmplat nimic.
Dar nu asta e problema. Problema e că se aruncă niște bani enormi și nu e agresiv totul. E violent totul. Am mai văzut și eu la Viena, la un moment dat, când erau alegerii parlamentare, da? Și eram acolo cu teatru și mă uitam, dom'le, nu simțeai nicio agresivitate. Erau niște lucruri discrete, un afișaj normal, cu niște chipuri, atât. Nu urla nimeni, nu treceau mașini, cu megafoane, cu... Parcă vindem ceva, știți? E tonul ăla de piață. Ia, go, șampuriată! Nu, mi-e vorbește normal. Nu mai țipa, domnule. E o formă de țipăt asta. Cu ieșirea asta pe blocuri, pe peste tot. E o formă de țipăt. Cetățenii se întorc cu spatele. Asta e cel mai grav. N-ați scăpat de furia politicienilor, ca să spun așa, și a fost acuzat la un moment dat, mai rețin de ce politician, și se caută de unde ce fie acuzat. El nici pe care nu știe engleză. Știți povestea? E o poziție sine panon să fie în Parlament. Nu, nu. Și mai e ceva, știți? E foarte important ca măcar acolo să-ți vorbești limba corect. Și ați observat ce s-a întâmplat, ce s-a mai întâmplat, mă rog, anii trecuți. Și până la urmă, primul gest de patriotism e să-ți cunoști limba. Și vă rog să mă credeți că pe asta o știu foarte bine. Pe de altă parte, știți povestea aia cu, mă, zice unul, ai văzut vapor? Ehă, zice, am și mâncat. Păi, ehă, am și jucat. Deci am jucat în mai multe limbi europene. Știți? Am jucat în sensul că am jucat pe scenă. O oră jumate, două ore. În altă limbă, la ei acasă. Ce deci nu asta e problema, nu asta e problema, credeți-mă. Ce veți susține de prioritate pentru România? Cândva, scuzați-mă să spun, unii știu engleză, știți, și fac caz de lucrul ăsta, epatează. Și să nu confundăm inteligența cu a ști engleză, deloc. N-are nicio legătură una cu alta. Repet, nu fac caz de ce știu și știu mult mai multe lucruri. Ce v-ați dorit să susțineți? Uite, unul dintre ele, să zicem, este interzicerea cianurilor. Nuanțarea, mă rog, sau acceptarea moderată a tehnologiilor fracturilor hidraulice, nu? Și mai departe, sunt subiecte care mă pasionează. Eu nu vreau lucrul ăsta pentru țara mea. Ați înțeles? Deci nu vreau lucrul ăsta. Nu vreau să ajungem o ladă de gunoi. Nu vreau. Pe de altă parte, dacă avem niște resurse, nu vreau să scăpăm de ele. Repede, că avem tehnologii moderne care rup tot. Păi se exploatează de 2000 de ani aur la Roșia Montana. Ce ne grăbim să scăpăm de el în 7 ani? În 8 ani, încât zic dânsii? Nu, n-am chef. Eu personal n-am chef, e clar. Și m-aș sta mai liniștit dacă aș ști că undeva acolo munții aia mai e niște aur. Știți? Cam și copilul și nepotul și să mai fie niște aur acolo și pentru ei. Nu vreau să scap de ele. Și ce să-mi rămână după aia? Cineva pleacă cu aurul și ce mi-l dă mie? Mă, și umple el buzunarele. Bun? E în regulă. Și ce-mi rămâne mie? O groapă plină cu toxine? Ce să fac cu asta? Ce să fac cu asta? Vorbeați mai devreme despre agresivitatea campaniei electorale. Vă temeți de fraude la aceste alegeri? Deci, mă mușcă sau ce? Care prag? De fraude. Au, fraude, scuzați-mă. Scuzați-mă. Surdul, știți, le potrivește. Nu mă tem de nimica pentru că nu știu nimic. Nici n-am observatori în... secțiile de votare, nici nu nimic, sunt un independent și ca să vă spun foarte clar, specia asta există, e legală, dar e făcută, legal vorbind, ca să nu existe. Asta simțiți? Nu simt, vă garantez lucrul ăsta, practic e imposibil să fii sau să iei un mandat de independent, că celelalte cazuri anterioare n-au fost reale. Era imposibil, de fapt, și este, pentru un simplu cetățean să strângă normal și corect 100.000 de semnături, credeți-mă. Păi și totuși nu ați reușit. Dom'le, nu știu. Nu eu. Repet, a fost povestea mea. Povestea mea în care s-au regăsit, de abuz vorbesc, în care s-au regăsit foarte mulți oameni. Și cei mai mulți care îmi povestesc sau m-au semnat sau au vorbit cu mine, cam acest lucru îmi spuneau. Că și ei la rândul le-au pățit asta, 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 asta sau... Domnișoara Ani, vă mai poate face necazuri? Știți, eu cred că puterea sa se oprește pe aici și s-a terminat până la urmă. Subiectul ăsta s-a închis în clipa, asta e după mine cel puțin, în clipa în care am fost împreună în fața justiției. Au fost 9 instanțe și 3 hotărâri definitive, irevocabile, în care, așa e cum spuneam eu de ani de zile. Există amenințări în continuu. Se amenință că la Bruxelles o să fie acolo niște memorii, ceva, nu știu, o să fiu contestat acolo. Știți ce? Exact cum spuneați, merg mai departe. Hai să o vedem și noi pe asta. Până la urmă, e un test cu pielea mea, cu carnea mea.
până acum tot un test a fost. Hai să vedem și noi pe asta. Deci vreau și eu să stau în fața instanței și vă rog, hai, dați-mi mine și merg mai departe. Și vom vedea ce va fi. Mulțumim frumos și mult succes! Da? Da. Mă stă pe aici? Ce mașină e cu asta, cu oasul? Da. Da? Public, de ce veniți la mine, sunt confins? Faceți o percheziție pe domeniu public, pe stradă. Și n-am? Am venit în 95 prima dată în țară. Era